Deteriorarea stării de sănătate a bărbatului din Stoienești, mort în urmă cu 2 zile după infectarea cu COVID contractată în Marea Britanie, a fost una rapidă. În ciuda eforturilor făcute de medicii de la spitalul din Slatina, el nu a mai putut fi salvat. În data de 21 ianuarie, rezultatul testului RT-PCR a fost pozitiv și trimis către Spitalul Județean de Urgență Slatina, unde era pacientul internat. Evoluția pacientului a fost pe toată perioada de internare, respectiv 20-23 ianuarie, 2021 a fost gravă și s-a soldat cu decesul înregistrat în data de 23 ianuarie 2021. Tânărul decedat a transmis infecția cu SARS-CoV-2 și unora dintre membrii familiei sale. Ancheta epidemiologică arată că mama și bunica bărbatului sunt infectate. Din datele anchetei epidemiologice actualizate, s-a constatat că 2 dintre contactii de familie s-au pozitivat în urma testării pentru determinarea infecției SARS-CoV-2 cu test PCR, în contextul în care s-au recoltat probe după decesul pacientului, care au apelat serviciul 112. Evoluția rapidă a bolii în cazul tânărului soldată cu decesul acestuia a alertat autoritățile medicale, care au decis trimiterea probelor COVID recoltate de la rude la un laborator din București pentru a se stabili dacă se poate vorbi sau nu de primul caz din județ de infectare cu noua tulpină. Având în vedere contextul epidemiologic actual, persoana întoarsă din Marea Britanie, direcția de Sănătate Publică OLT nu a exclus etiologia infecției cu SARS-CoV-2, noua tulpină circulantă în Marea Britanie, motiv pentru care în data de 27 ianuarie 2021, probele recoltate cât și de la contactii de familie au fost trimise către un laborator din București care pot efectua etapa de secvențiere pentru noua tulpină. Autoritățile sanitare din județ îi sfătuiesc pe locuitorii comunei Stoienești să fie precauți și să respecte măsurile de prevenire a răspândirii coronavirusului. Rezultatele trimise la București ar putea sosi cel mai devreme la finele acestei săptămâni. Atunci se va ști dacă tânărul mort de COVID a fost sau nu infectat cu noua tulpină.